Președintele Traian Băsescu efectuează astăzi o vizită oficială în Croația la invitația omologului său, Stefan Mesic. Traian Băsescu va avea întâlniri și cu președintele Parlamentului Croat, dar și cu reprezentanții comunității românești. La plecare, președintele României a susținut o scurtă declarație de presă, în care a menționat câteva dintre obiectivele acestei deplasări. Vizita are ca scop consolidarea cu o țară care are aceleași interese ca România. Din punctul nostru de vedere, Croația este o țară care a devenit extrem de importantă, mai ales după ce a devenit stat membru NATO, ceea ce lărgește area de acoperire pe criterii NATO în regiune, a declarat Traian Băsescu. Șeful statului a mai precizat că dorește foarte mult ca statul croat să devină membru al Uniunii Europene, fiind totodată extrem de important pentru proiectele Nabucco și PEOP, conducta de țiței Constanța Trieste, pe care România le susține.